Salut! Bun venit la cursul de limbă germană pentru începători! Acum haideți să vorbim despre vestimentația feminină în limba germană. Cum spunem asta în germană? Die Frauenkleidung. Die Frauenkleidung. Și haideți să începem cu un mic text. Eu voi citi acest text și îl voi traduce și este bine să repetați propozițiile după mine. Haideți să începem cu prima propoziție. Ida bereitet ihr Gepäck für die Reise vor. Ida bereitet ihr Gepäck für die Reise vor. Ida își pregătește bagajele pentru călătorie. Sie hat ein blaues Kleid mit Blumen aus dem Schrank genommen. Sie hat ein blaues Kleid mit Blumen aus dem Schrank genommen. Ea a scos din dulap o rochie albastră cu flori. Sie hat einen Wollpullover zusammengefaltet und hat ihn in ihren Koffer getan. Sie hat einen Wollpullover zusammengefaltet und hat ihn in ihren Koffer getan. Ea a împăturit un pulover de lână și l-a băgat în geamantan. Sie hat einen Schal mit Blumen und einen Strohhut vorbereitet. Sie hat einen Schal mit Blumen und einen Strohhut vorbereitet. Ea a pregătit o eșarfă cu flori și o pălărie de paie. Sie sucht nach einer größeren Handtasche, in der sie ihren Pass, die Sonnenbrille, die Brieftasche und die Videokamera halten kann. Haideți să repetăm. Sie sucht nach einer größeren Handtasche, in der sie ihren Pass, die Sonnenbrille, die Brieftasche und die Videokamera halten kann. Ea a căutat o poșetă mai mare în care să bage pașaportul, portofelul, ochelarii de soare și camera video. Sie hat ein paar Sandalen für unterwegs genommen, sowie ein paar Schuhe mit hohem Absatz, die zu ihrem Kleid passen. Să repetăm. Sie hat ein paar Sandalen für unterwegs genommen, sowie ein paar Schuhe mit hohem Absatz, die zu ihrem Kleid passen. De încălțat și-a luat niște sandale pentru drum, dar și o pereche de pantofi cu toc care să se potrivească cu rochia. Sie überlegt, was sie unterwegs anziehen soll. Sie überlegt, was sie unterwegs anziehen soll. Se gândește cu ce să se îmbrace pe drum. Sie braucht etwas Bequemes. Sie braucht etwas Bequemes. Îi trebuie ceva comod. Sie hat in dem Schrank gesucht und einen T-Shirt und eine Jeans ausgewählt. Sie hat in dem Schrank gesucht und einen T-Shirt und eine Jeans ausgewählt. S-a uitat în dulap și a scos un tricou și o pereche de blugi. Sie hat auch einen Regenschirm mitgenommen, falls es regnen sollte. Sie hat auch einen Regenschirm mitgenommen, falls es regnen sollte. A luat și o umbrelă în caz că va ploua. Acum că am citit textul, haideți să-l repetăm. Ida bereitet ihr Gepäck für die Reise vor. Sie hat ein blaues Kleid mit Blumen aus dem Schrank genommen. Sie hat einen Wollpullover zusammengefaltet und hat ihn in ihren Koffer getan. Sie hat einen Schal mit Blumen und einen Strohhut vorbereitet. Sie sucht nach einer größeren Handtasche, in der sie ihren Pass, die Sonnenbrille, die Brieftasche und die Videokamera halten kann. Sie hat ein paar Sandalen für unterwegs genommen, sowie ein paar Schuhe mit hohem Absatz, die zu ihrem Kleid passen. Sie überlegt, was sie unterwegs anziehen soll. Sie braucht etwas Bequemes. Sie hat in dem Schrank gesucht und einen T-Shirt und eine Jeans ausgewählt. Sie hat auch einen Regenschirm mitgenommen, falls es regnen sollte. Iar acum, după ce am citit textul, haideți să învățăm și câteva cuvinte din acest text. Să începem cu primul cuvânt.
Das Kleid. Das Kleid înseamnă rochia. Blau. Blau înseamnă albastru. Der Pullover. Der Pullover este puloverul. Die Wolle. Die Wolle este lână. Die Brieftasche. Die Brieftasche este portofelul. Die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille sunt ochelarii de soare. Tragen. Tragen înseamnă a purta. Die Sandalen. Die Sandalen sunt sandalele. Die Schuhe mit hohem Absatz. Die Schuhe mit hohem Absatz sunt pantofii cu toc. Der Schal. Der Schal este eșarfa. Der Hut. Der Hut este pălăria. Der Schrank. Der Schrank este dulapul. Bequem. Bequem este comod. Das T-shirt. Das T-shirt este tricoul. Die Jeans. Die Jeans sunt blugi. Der Regenschirm. Der Regenschirm este umbrela. Iar acum haideți să repetăm. Das Kleid. Blau. Der Pullover. Deci este bine să repetați după mine cuvintele pentru a le învăța mai ușor. Die Wolle. Die Brieftasche. Die Sonnenbrille. Tragen. Die Sandalen. Die Schuhe mit hohem Absatz. Der Schal. Der Hut. Der Schrank. Bequem. Das T-Shirt. Die Jeans. Și ultimul cuvânt, der Regenschirm. Haideți acum să vorbim despre vestimentația masculină în limba germană. Cum spunem asta în germană? Die Männerkleidung. Die Männerkleidung. Și haideți să începem cu un mic text. Eu voi citi propozițiile și este bine să repetați propozițiile după mine pentru a învăța cuvintele mai ușor. Și apoi voi traduce aceste propoziții. După care vom reciti textul pentru a ne fixa mai bine cuvintele în memorie. Haideți să începem cu prima propoziție. Georg ist im Bekleidungsgeschäft. Georg ist im Bekleidungsgeschäft. Ce înseamnă asta? George este la magazinul de haine. Er sieht sich einen grünen Pullover an. Er sieht sich einen grünen Pullover an. Se uită la un pullover verde. Er hat ein gelbes Hemd, eine Krawatte und einen schwarzen Hut gewählt. Haideți să repetăm. Er hat ein gelbes Hemd, eine Krawatte und einen schwarzen Hut gewählt. El a ales o cămașă galbenă, o cravată și o pălărie neagră. Jetzt sucht er nach einem eleganten Anzug. Jetzt sucht er nach einem eleganten Anzug. Acum caută și un costum elegant. Er hätte gerne ein paar Lederschuhe für den Anzug. Er hätte gerne ein paar Lederschuhe für den Anzug. Pentru costum ar vrea și o pereche de pantofi de piele. Georg probiert eine Wollmütze und ein paar Handschuhe an. Georg probiert eine Wollmütze und ein paar Handschuhe an. George încearcă o căciulă de lână și niște mănuși. Er hat ein paar weiße T-shirts gesehen, die ihm gefallen. Er hat ein paar weiße T-shirts gesehen, die ihm gefallen. El a văzut niște tricouri albe care îi plac. Außer dem T-shirt will er auch eine Jeans. Außer dem T-shirt will er auch eine Jeans. Pe lângă tricou vrea și o pereche de blugi. Er probiert jetzt eine sehr schöne schwarze Jacke an.
Er probiert jetzt eine sehr schöne schwarze Jacke an. Acum încearcă o geacă neagră foarte frumoasă. Haideți să repetăm textul. Georg ist im Bekleidungsgeschäft. Er sieht sich einen grünen Pullover an. Er hat ein gelbes Hemd, eine Krawatte und einen schwarzen Hut gewählt. Jetzt sucht er nach einem eleganten Anzug. Er hätte gerne ein paar Lederschuhe für den Anzug. Georg probiert eine Wollmütze und ein paar Handschuhe an. Er hat ein paar weiße T-Shirts gesehen, die ihm gefallen. Außer dem T-Shirt will er auch eine Jeans. Er probiert jetzt eine sehr schöne schwarze Jacke an. Iar acum că am citit textul, haideți să învățăm și cuvintele din acest text. Să începem cu primul cuvânt. Das Bekleidungsgeschäft. Das Bekleidungsgeschäft. Ce înseamnă asta? Este magazinul de haine. Der Pullover. Der Pullover este puloverul. Das Hemd. Das Hemd este cămașa. Die Krawatte. Die Krawatte este cravata. Der Hut. Der Hut este pălăria. Der Anzug. Der Anzug este costumul. Die Lederschuhe. Die Lederschuhe sunt pantofii de piele. Și die Schuhe sunt pantofii. Die Wollmütze. Die Wollmütze este căciula de lână. Iar die Mütze este căciula. Deci Wolle este lână, iar Mütze este căciula. Deci avem aici un cuvânt compus din Woll și Mütze, din căciulă și de lână. Die Wollmütze, căciula de lână. Să vedem și următorul cuvânt, die Handschuhe. Die Handschuhe. Astea sunt mânușile. Das T-shirt. Das T-shirt este tricoul. Die Jeans. Die Jeans sunt plugii. Și ultimul cuvânt, die Jacke. Die Jacke este geaca. Haideți să reluăm cuvintele pentru a le reține mai ușor. Das Bekleidungsgeschäft. Der Pullover. Das Hemd. Die Krawatte. Der Hut. Der Anzug. Die Lederschuhe. Die Wollmütze. Die Handschuhe. Das T-Shirt. Die Jeans. Și die Jacke. Haideți acum să vorbim și despre farmacie. Cum spunem la farmacie în limba germană? In der Apotheke. In der Apotheke. Și haideți să începem cu un mic text. Helene geht in die Apotheke. Ce înseamnă asta? Elena merge la farmacie. Să vedem ce spune farmacista. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Bună ziua, cu ce vă pot ajuta? Să vedem cum răspunde Elena. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Ich hätte gerne etwas Medizin, bitte. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Ich hätte gerne etwas Medizin, bitte. Cred că am răcit. Aș dori niște medicamente, vă rog. Natürlich, was sind Ihre Symptome? Natürlich, was sind Ihre Symptome? Desigur, ce simptome aveți? Mein Kopf tut weh, ich huste, ich habe Halsschmerzen und meine Nase läuft. Haideți să repetăm. Mein Kopf tut weh, ich huste, ich habe Halsschmerzen und meine Nase läuft. Mă doare capul, tușesc, am dureri de gât și îmi curge nasul. Ich kann Ihnen Aspirin, Hustentabletten und Nasentropfen empfehlen. Ich kann Ihnen Aspirin, Hustentabletten und Nasentropfen empfehlen. Vă pot recomanda aspirină,
pastile de tuse și picături pentru nas. Ich hätte gerne auch einen Thermometer. Ich hätte gerne auch einen Thermometer. Aș vrea și un termometru. Natürlich. Möchten Sie auch eine Tüte dazu? Natürlich. Möchten Sie auch eine Tüte dazu? Da, desigur. Doriți și o pungă? Ja, wie viel kostet alles? Ja, wie viel kostet alles? Da, cât costă totul? 15 euro. 15 euro. 15 euro. Kann ich mit meiner Kreditkarte bezahlen? Kann ich mit meiner Kreditkarte bezahlen? Pot plăti cu cardul de credit? Na sicher. Na sicher, desigur. Haideți să reluăm textul și apoi să vedem și cuvintele. Să începem cu prima propoziție. Helene geht in die Apotheke. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich glaube, ich habe mich erkältet. Ich hätte gerne etwas Medizin, bitte. Natürlich, was sind Ihre Symptome? Mein Kopf tut weh, ich huste, ich habe Halsschmerzen und meine Nase läuft. Ich kann Ihnen Aspirin, Hustentabletten und Nasentropfen empfehlen. Ich hätte gerne auch einen Thermometer. Natürlich, möchten Sie auch eine Tüte dazu? Ja, wie viel kostet alles? 15 Euro. Kann ich mit meiner Kreditkarte bezahlen? Na sicher. Și acum haideți să vedem cuvintele. Sich erkälten. Sich erkälten. A răcea, face o răceală. Husten. Husten este verbul a tuși. Eine laufende Nase haben. Eine laufende Nase haben înseamnă a curge nasul. Kopfschmerzen haben. Kopfschmerzen haben înseamnă a avea dureri de cap. Die Halsschmerzen. Die Halsschmerzen este durerea de gât. Die Aspirin. Die Aspirin este aspirina. Die Nasentropfen. Die Nasentropfen sunt picăturile de nas. Die Hustentabletten. Die Hustentabletten sunt pastilele de tuse. Die Apotheke. Die Apotheke este farmacia. Das Medikament. Das Medikament este medicamentul. Die Symptome. Die Symptome sunt simptomele. Das Thermometer. Das Thermometer este termometrul. Și die Kreditkarte, ultimul cuvânt, die Kreditkarte este cardul de credit. Iar acum haideți să repetăm cuvintele. Sich erkälten. Husten. Eine laufende Nase haben. Kopfschmerzen haben. Die Halsschmerzen. Die Aspirin. Die Nasentropfen. Die Hustentabletten. Die Apotheke. Das Medikament. Die Symptome. Das Thermometer. Și ultimul cuvânt, die Kreditkarte. Iar acum haideți să vorbim despre bucătărie și aparatele care se găsesc în bucătărie. Cum spunem asta în limba germană, în bucătărie? In der Küche. In der Küche. Și haideți să începem cu un text. Eu voi citi textul și îl voi traduce. Și este bine să repetați după mine. Johanna ist in der Küche und will das Geschirr abwaschen. Haideți să repetăm. Johanna ist in der Küche und will das Geschirr abwaschen. Ce înseamnă asta? Ioana este în bucătărie și vrea să spele vasele. Sie hat die Teller aus dem Waschbecken genommen und hat sie in die Spülmaschine gestellt. Sie hat die Teller aus dem Waschbecken genommen und hat sie in die Spülmaschine gestellt. Ea a luat farfuriile din chiuvetă și le-a pus în spălătorul de vase. Der Kaffee steht auf dem Herd. Der Kaffee steht auf dem Herd. Cafeaua este pe aragaz. Johanna
hat den Kühlschrank geöffnet und die Milch herausgenommen. Să repetăm. Johanna hat den Kühlschrank geöffnet und die Milch herausgenommen. Ioana a deschis frigiderul și a scos laptele. Sie hat eine Tasse Milch in die Mikrowelle gestellt, um sie zu erhitzen. Sie hat eine Tasse Milch in die Mikrowelle gestellt, um sie zu erhitzen. A pus o cană de lapte în cuptorul cu microunde, l-a încălzit. Der Mixer und die Kaffeemaschine befinden sich neben der Mikrowelle. Der Mixer und die Kaffeemaschine befinden sich neben der Mikrowelle. Lângă cuptorul cu microunde se află blenderul și automatul de cafea. Sie hat das Brot in den Toaster gelegt. Sie hat das Brot in den Toaster gelegt. A pus niște pâine în prăjitorul de pâine. Haideți să repetăm textul. Johanna ist in der Küche und will das Geschirr abwaschen. Sie hat die Teller aus dem Waschbecken genommen und hat sie in die Spülmaschine gestellt. Der Kaffee steht auf dem Herd. Johanna hat den Kühlschrank geöffnet und die Milch herausgenommen. Sie hat eine Tasse Milch in die Mikrowelle gestellt, um sie zu erhitzen. Der Mixer und die Kaffeemaschine befinden sich neben der Mikrowelle. Sie hat das Brot in den Toaster gelegt. Iar acum, după ce am citit textul, haideți să învățăm și cuvintele. Să începem cu primul cuvânt. Das Geschirr. Das Geschirr sunt vasele. Die Spülmaschine. Die Spülmaschine este spălătorul de vase, mașina de spălat vase. Der Herd. Der Herd este aragazul. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank este frigiderul. Die Mikrowelle. Die Mikrowelle este cuptorul cu microunde. Der Mixer. Der Mixer este blenderul. Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine este automatul de cafea. Și ultimul cuvânt, der Toaster. Der Toaster este prăjitorul de pâine. Haideți să reluăm cuvintele. Das Geschirr. Die Spülmaschine. Der Herd. Der Kühlschrank. Die Mikrowelle. Der Mixer. Die Kaffeemaschine. Și der Toaster. Haideți acum să vorbim despre birou în limba germană și despre munca de la distanță. Cum spunem în germană biroul? Der Schreibtisch. Haideți să ne uităm la acest cuvânt și să vedem din ce este compus. Este un cuvânt compus și este alcătuit din verbul schreiben, care înseamnă a scrie, și substantivul der Tisch, care înseamnă masa, deci masa de scris. Deci cum spunem biroul? Der Schreibtisch. Der Schreibtisch. Și acum haideți să începem cu textul. Eu voi citi propozițiile și le voi traduce. Și este bine să repetați propozițiile după mine pentru a vă învăța să conversați în limba germană. Haideți să vedem prima propoziție. Eduard sitzt an seinem Schreibtisch. Haideți să repetăm. Eduard sitzt an seinem Schreibtisch. Și acum să vedem traducerea. Ce înseamnă asta? Eduard stă la biroul său. Hat einen sehr bequemen Stuhl. Hat einen sehr bequemen Stuhl. El are un scaun foarte comod. Arbeitet jetzt am Computer. Arbeitet jetzt am Computer. Momentan, acum, lucrează la computer. Der Monitor, die Tastatur und die Maus befinden sich auf dem Schreibtisch. Der Monitor, die Tastatur und die Maus befinden sich auf dem Schreibtisch. Monitorul, tastatura și mouse-ul se află pe birou. Der Computer steht unter dem Schreibtisch. Der Computer steht unter dem Schreibtisch. Computerul se află sub birou.
Rechts hat er einige Bücher, Stifte und ein paar Blätter Papier. Rechts hat er einige Bücher, Stifte und ein paar Blätter Papier. În partea dreaptă are niște cărți, pixuri și câteva col de hârtie. Er hat seine Brille abgenommen und begann sie zu putzen. Er hat seine Brille abgenommen und begann sie zu putzen. El și-a scos ochelarii și a început să-i curățe. Machte die Schreibtischlampe an, nahm den Stift und begann etwas auf dem Papier zu schreiben. Machte die Schreibtischlampe an, nahm den Stift und begann etwas auf das Papier zu schreiben. Ce înseamnă asta? El a aprins lampa de birou, a luat pixul și a început să scrie ceva pe hârtie. Öffnete eine Schublade und begann nach dem Hefter und dem Bürolocher zu suchen. Să repetăm, öffnete eine Schublade und begann nach dem Hefter und dem Bürolocher zu suchen. El a deschis un sertar și a început să caute capsatorul și perforatorul. Nahm auch eine Plastikmappe und legte sie auf den Schreibtisch. Nahm auch eine Plastikmappe und legte sie auf den Schreibtisch. A luat și un dosar de plastic și l-a pus pe birou. Arbeitet remote und kann daher viel effizienter arbeiten, da viel mehr Zeit für die Arbeit hat. Haideți să repetăm și ultima propoziție. Arbeitet remote und kann daher viel effizienter arbeiten, da viel mehr Zeit für die Arbeit hat. El lucrează de la distanță și de aceea poate lucra mult mai eficient, deoarece are mult mai mult timp pentru muncă. Acum haideți să reluăm propozițiile. Eduard sitzt an seinem Schreibtisch. Hat einen sehr bequemen Stuhl. Arbeitet jetzt am Computer. Der Monitor, die Tastatur und die Maus befinden sich auf dem Schreibtisch. Der Computer steht unter dem Schreibtisch. Rechts hat einige Bücher, Stifte und ein paar Blätter Papier. Hat seine Brille abgenommen und begann sie zu putzen. Machte die Schreibtischlampe an, nahm den Stift und begann etwas auf dem Papier zu schreiben. Öffnete eine Schublade und begann nach dem Hefter und dem Bürolocher zu suchen. Nahm auch eine Plastikmappe und legte sie auf den Schreibtisch. Arbeitet remote und kann daher viel effizienter arbeiten, da viel mehr Zeit für die Arbeit hat. Iar acum haideți să învățăm cuvintele. Haideți să începem cu primul cuvânt. Eu voi citi cuvântul și este bine să repetați după mine pentru a învăța cuvintele mai rapid. Der Schreibtisch. Der Schreibtisch înseamnă biroul. Der Stuhl. Der Stuhl este scaunul. Der Computer. Der Computer este computerul. Der Monitor. Der Monitor este monitorul. Die Tastatur. Die Tastatur este tastatura. Die Maus. Die Maus este mouse-ul. Das Buch. Das Buch este cartea. Der Stift. Der Stift este pixul. Das Blatt. Das Blatt este coala. Das Papier. Das Papier este hârtia. Der Hefter. Der Hefter este capsatorul. Der Bürolocher. Der Bürolocher este perforatorul. Die Mappe. Die Mappe este dosarul. Die Schublade. Die Schublade este sertarul. Die Schreibtischlampe. Die Schreibtischlampe, din nou un cuvânt compus, este lampa de birou. Die Brille. Die Brille sunt ochelari. Remote arbeiten.
remote arbeiten, ce înseamnă a munci de la distanță, a munci remote. Și ultimul cuvânt, die Zeit. Die Zeit, adică timpul. Haideți să reluăm cuvintele pentru a le reține. Der Schreibtisch. Der Stuhl. Der Computer. Der Monitor. Die Tastatur. Die Maus. Das Buch. Der Stift. Das Blatt. Das Papier. Der Hefter. Der Bürolocher. Die Mappe. Die Schublade. Die Schreibtischlampe. Die Brille. Remote arbeiten. Și ultimul cuvânt, die Zeit. Haideți să vorbim despre verbul a avea la indicativul prezent în limba germană. Cum spunem a avea la indicativ prezent în germană? Das Verb haben im indicativ präsens. Și haideți acum să vedem cum arată conjugarea verbului a avea la prezent. Să începem cu persoana întâi singular. Ich habe. Ce înseamnă asta? Eu am. Du hast. Tu ai. Er, sie oder es hat. El sau ea, iar es este neutrul, are. Și acum să trecem la plural, persoana întâi. Wir haben. Noi avem. Ihr habt. Voi aveți. Și sie sau sie cu majusculă, care înseamnă dumneavoastră, haben. Ei sau ele au sau sie cu majusculă, dumneavoastră aveți. Și haideți să repetăm conjugarea pentru a o reține mai ușor. Ich habe. Du hast. Er, sie oder es hat. Wir haben. Ihr habt. Și persoana a treia, sie sau sie cu majusculă, haben. Acum să vedem cum arată verbul a avea la imperfect în limba germană. Cum spunem asta în germană? Das Verb haben im Präteritum. Și haideți să vedem persoana întâi singular. Ich hatte. Înseamnă eu aveam. Du hattest. Tu aveai. Er, sie sau es hatte. El sau ea, și es este neutrul, avea. Iar pluralul, wir hatten. Noi aveam. Ihr hattet. Voi aveați. Și sie sau sie cu majusculă, hatten. Ei sau ele aveau, iar zi cu majusculă este dumneavoastră aveați. Haideți să repetăm conjugarea. Ich hatte. Du hattest. Er, sie oder es hatte. Wir hatten. Ihr hattet. Și zi sau zi cu majusculă, hatten. Iar acum haideți să vedem cum arată verbul a avea la perfectul compus în limba germană. Das Verb haben im Perfekt. Ich habe gehabt. Înseamnă eu am avut. Du hast gehabt. Tu ai avut. Er, sie oder es hat gehabt.
el sau ea a avut. Wir haben gehabt. Noi am avut. Ihr habt gehabt. Voi ați avut. Și sie sau sie cu majusculă haben gehabt. Ei sau ele au avut, iar sie cu majusculă înseamnă dumneavoastră ați avut. Iar acum haideți să repetăm conjugarea. Ich habe gehabt. Du hast gehabt. Sie sau es hat gehabt. Wir haben gehabt. Ihr habt gehabt. Și persoana a treia, sie sau sie cu majusculă, haben gehabt. Acum haideți să vedem cum arată verbul a avea la mai mult ca perfect. Das Verb haben im Plusquamperfekt. Să începem cu persoana întâi. Ich hatte gehabt. Eu avusese. Du hattest gehabt. Tu avusesești. Sie sau es hatte gehabt. El sau ea avusese. Iar es este neutru. Acum să trecem la plural, persoana întâi. Wir hatten gehabt. Noi avuseserăm. Ihr hattet gehabt. Voi avuseserăți. Și sie sau sie cu majusculă hatten gehabt. Ei sau ele avuseseră, iar sie cu majusculă dumneavoastră avuseseră. Haideți să repetăm conjugarea. Ich hatte gehabt. Du hattest gehabt. Sie oder es hatte gehabt. Wir hatten gehabt. Ihr hattet gehabt. Și sie sau sie cu majusculă hatten gehabt. Acum să vedem verbul a avea la timpul viitor. Cum spunem asta în limba germană? Das Verb haben im Futur. Și haideți să vedem conjugarea. Să începem cu persoana întâi. Ich werde haben. Eu voi avea. Du wirst haben. Tu vei avea. Sie sau es wird haben. El sau ea va avea. Iar es este neutrul. Wir werden haben. Noi vom avea. Ihr werdet haben. Voi veți avea. Și sie sau sie cu majusculă werden haben. Ei sau ele vor avea sau dumneavoastră veți avea, zi cu majusculă. Haideți să repetăm. Ich werde haben. Du wirst haben. Sie oder es wird haben. Wir werden haben. Ihr werdet haben și persoana a treia, sie sau sie cu majusculă, werden haben. Haideți să vedem cum arată verbul a avea la conjunctivul prezent. Cum spunem asta în germană? Das Verb haben im Konjunktiv 1. Și haideți să vedem cum arată conjugarea verbului. Să începem cu persoana întâi, singular. Ich habe. Înseamnă eu să am. Du habest. Tu să ai. Sie sau es habe. El sau ea să aibă. Wir haben. Noi să avem. Ihr habet. Voi să aveți. Și sie sau sie cu majusculă haben.
ei să aibă, ei sau ele să aibă, sau zi cu majusculă înseamnă dumneavoastră să aveți. Ce haideți să repetăm? Ich habe. Du habest. Er, sie oder es habe. Wir haben. Ihr habet. Și zi sau zi cu majusculă haben. Iar acum haideți să vedem cum arată verbul a avea la condiționalul optativ prezent în limba germană. Cum spunem asta în germană? Das Verb haben im Konjunktiv 2. Și haideți să vedem conjugarea. Ich hätte. Înseamnă eu aș avea. Du hättest. Tu ai avea. Er, sie sau es hätte. El sau ea ar avea. Wir hätten. Noi am avea. Ihr hättet. Voi ați avea. Și persoana a treia, zi sau zi cu majusculă, hätten. Ei sau ele ar avea, iar zi cu majusculă înseamnă dumneavoastră ați avea. Haideți să repetăm conjugarea. Ich hätte. Du hättest. Er, sie oder es hätte. Și pluralul, wir hätten. Ihr hättet. Și zi sau zi cu majusculă, hätten. Haideți acum să vorbim despre verbul a fi la indicativul prezent în limba germană. Cum spunem asta în germană? Das Verb sein im indicativ prezent. Și haideți să vedem conjugarea verbului la indicativul prezent. Să începem cu persoana întâi, singular. Ich bin. Ce înseamnă asta? Eu sunt. Du bist. Tu ești. Er, sie și es, ist. Ce înseamnă asta? El sau ea, iar es este neutrul, este. Și acum să trecem la persoana a doua. Wir sind. Noi suntem. Ihr seid. Voi sunteți. Și zi sau zi cu majusculă, sind. Ei sau ele sunt. Și zi cu majusculă este dumneavoastră sunteți. Haideți să repetăm. Ich bin. Du bist. Er, sie oder es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie oder sie sind. Haideți acum să vedem cum arată verbul a fi la imperfect în limba germană. Das Verb sein im indicativ preteritum. Și haideți să vedem și conjugarea. Ich war. Înseamnă eu eram. Du warst. Tu erai. Er, sie sau es war. El sau ea, și es este neutrul, era. Wir waren. Noi eram. Ihr wart. Voi erați. Zi sau zi cu majusculă. Waren. Ei sau ele erau, iar zi cu majusculă. Dumneavoastră erați. Haideți să repetăm. Ich war. Du warst.
er, sie oder es war. Wir waren. Ihr wart. Sie und sie waren. Haideți să vedem cum arată verbul a fi la perfectul compus în germană. Das Verb sein im Indikativ perfekt. Haideți să începem cu persoana întâi singular. Ich bin gewesen. Ce înseamnă asta? Eu am fost. Persoana a doua. Du bist gewesen. Tu ai fost. Și persoana a treia singular. Er, sie oder es ist gewesen. El sau ea a fost. Și es este neutru. Și pluralul. Wir sind gewesen. Noi am fost. Ihr seid gewesen. Voi ați fost. Sie sau sie cu majusculă, care înseamnă dumneavoastră, sind gewesen. Ei sau ele au fost, iar când scriem sie cu majusculă, înseamnă dumneavoastră ați fost. Haideți să repetăm. Să începem din nou cu persoana întâia. Ich bin gewesen. Du bist gewesen. Er, sie sau es ist gewesen. Wir sind gewesen. Ihr seid gewesen. Și sie sau sie cu majusculă sind gewesen. Acum să vedem verbul a fi în limba germană la mai mult ca perfect. Cum spunem asta în germană? Das Verb sein im Plusquamperfekt. Și haideți să începem cu persoana întâi. Ich war gewesen. Eu fusesem. Du warst gewesen. Tu fusesești. Er, sie sau es war gewesen. El sau ea fusese. Wir waren gewesen. Noi fuseserăm. Ihr wart gewesen. Voi fuseserați. Sie și sie cu majusculă waren gewesen. Ei sau ele fuseseră. Și haideți să repetăm conjugarea. Ich war gewesen. Du warst gewesen. Er, sie oder es war gewesen. Wir waren gewesen. Ihr wart gewesen. Și sie sau sie cu majusculă waren gewesen. Acum haideți să vedem cum arată verbul a fi la viitor în limba germană. Das Verb sein im Futur. Haideți să începem cu persoana întâi. Ich werde sein. Care înseamnă eu voi fi. Du wirst sein. Tu vei fi. Er, sie sau es wird sein. El sau ea va fi. Wir werden sein. Noi vom fi. Ihr werdet sein. Voi veți fi. Și sie sau sie cu majusculă, care înseamnă dumneavoastră, werden sein. Ei sau ele vor fi sau dumneavoastră veți fi. Haideți să repetăm conjugarea. Ich werde sein. Du wirst sein. Er, sie oder es wird
sein. Wir werden sein. Ihr werdet sein. Sie oder sie werden sein. Acum haideți să discutăm despre verbul a fi la conjunctivul prezent. Cum spunem în germană? Das Verb sein im Konjunktiv 1. Și haideți să vedem cum arată conjugarea. La persoana întâia, ich sei. Ce înseamnă? Eu să fiu. Du seist. Tu să fii. Er, sie oder es sei. El sau ea să fie. Wir seien. Noi să fim. Ihr seid. Voi să fiți. Sie sau sie cu majusculă seien. Ei sau ele să fie. Și zi este dumneavoastră să fiți. Zi cu majusculă. Haideți să reluăm. Ich sei. Du seist. Er, sie oder es sei. Și pluralul wir seien. Ihr seid. Sie sau sie cu majusculă seien. Acum haideți să vorbim despre verbul a fi în limba germană la condiționalul optativ prezent. Cum spunem asta în germană? Das Verb sein im Konjunktiv 2. Și haideți să vedem cum arată conjugarea verbului. Să începem cu persoana întâi singular. Ich wäre. Și ce înseamnă asta? Eu aș fi. Du wärst. Tu ai fi. Er, sie sau es wäre. El sau ea ar fi. Și es este neutrul. Și pluralul. Wir wären. Noi am fi. Ihr wärt. Voi ați fi. Și zi sau zi cu majusculă, care înseamnă dumneavoastră, wären. Ei sau ele ar fi și zi cu majusculă, dumneavoastră ați fi. Haideți să reluăm conjugarea. Ich wäre. Du wärst. Er, sie oder es wäre. Wir wären. Ihr wärt. Sie oder sie wären. Și acum haideți să învățăm niște cuvinte și expresii în limba germană care exprimă lauda. Deci, cum lăudăm pe cineva în limba germană? Haideți să vedem cum se spune a exprima admirația în germană. Wertschätzung ausdrücken. Wertschätzung ausdrücken. Să începem cu cuvintele și expresiile care exprimă admirația. Este bine să repetați după mine aceste expresii și cuvinte, pentru că așa veți învăța mai repede cuvintele, le veți reține mai ușor pronunția, așa încât să le puteți ulterior folosi în vorbire, în conversație. Haideți să vedem prima expresie. Bemerkenswerte Leistung. Bemerkenswerte Leistung. Ce înseamnă asta? Ce realizare remarcabilă! Du bist wunderbar! Du bist wunderbar! Asta înseamnă ești extraordinar!
Hervorragend, hervorragend. Înseamnă remarcabil. Gut gemacht. Gut gemacht înseamnă bună treabă. Ai realizat ceva extraordinar. Mach weiter so. Mach weiter so. Continuă cu munca în același ritm. Sehr mutig. Sehr mutig înseamnă foarte curajos. Ich schätze deine Hilfe. Ich schätze deine Hilfe. Apreciez ajutorul tău. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Sunt mândru de tine. Fenomenal. Fenomenal înseamnă fenomenal. Haideți să le repetăm. Bemerkenswerte Leistung. Du bist wunderbar. Hervorragend. Gut gemacht. Mach weiter so. Sehr mutig. Ich schätze deine Hilfe. Ich bin stolz auf dich. Fenomenal. Iar acum, haideți să vedem cum folosim aceste cuvinte și expresii în propoziții. Haideți să vedem primele propoziții. Bemerkenswerte Leistung. Wir alle bewundern dich für deine Leistung. Haideți să repetăm. Bemerkenswerte Leistung. Wir alle bewundern dich für deine Leistung. Ce realizare remarcabilă! Cu toții te admirăm pentru realizarea ta. Dies ist ein wunderbares Gemälde. Du bist wunderbar. Dies ist ein wunderbares Gemälde. Du bist wunderbar. Acesta este un tablou minunat. Ești extraordinar. Du hast deinem Team geholfen, die Medaille zu gewinnen. Hervorragender Aufwand. Du hast deinem Team geholfen, die Medaille zu gewinnen. Hervorragender Aufwand. Ce înseamnă? Ți-ai ajutat echipa să câștige medalia. Ce efort remarcabil. Dies ist eine sehr gute Erklärung. Gut gemacht. Dies ist eine sehr gute Erklärung. Gut gemacht. Aceasta este o explicație foarte bună. Bună treabă. Du hast die Goldmedaille gewonnen. Mach weiter so. Du hast die Goldmedaille gewonnen. Mach weiter so. Tu ai câștigat medalia de aur. Continuă cu munca excelentă. Du hast die verletzten Touristen gerettet. Sehr mutig. Du hast die verletzten Touristen gerettet. Sehr mutig. Ai salvat turiștii răniți. Foarte curajos din partea ta. Vielen Dank für die guten Ratschläge. Ich schätze deine Hilfe. Vielen Dank für die guten Ratschläge. Ich schätze deine Hilfe. Mulțumesc că m-ai sfătuit. Apreciez ajutorul tău. Du hast die Aktivitäten der Cyberkriminellen der Polizei gemeldet. Ich bin stolz auf dich. Du hast die Aktivitäten der Cyberkriminellen der Polizei gemeldet. Ich bin stolz auf dich. Ai sesizat poliția despre activitatea infractorilor cibernetici. Sunt mândru de tine. Ich liebe es, wie du Klavier spielst. Fenomenal. Ich liebe es, wie du Klavier spielst. Fenomenal. Îmi place cum cânți la pian. Este fenomenal. Și haideți acum, la sfârșit, să mai repetăm propozițiile. Bemerkenswerte Leistung. Wir alle bewundern dich für deine Leistung. Dies ist ein wunderbares Gemälde. Du bist wunderbar. Du hast deinem Team geholfen, die Medaille zu gewinnen. Hervorragender Aufwand. Dies ist eine sehr gute Erklärung. Gut gemacht. Du hast die Goldmedaille gewonnen. Mach weiter so. Du hast die verletzten Touristen gerettet. Sehr mutig.
Vielen Dank für die guten Ratschläge. Ich schätze deine Hilfe. Du hast die Aktivitäten der Cyberkriminellen der Polizei gemeldet. Ich bin stolz auf dich. Ich liebe es, wie du Klavier spielst. Phänomenal! Haideți acum să vorbim despre camera de zi. Cum spunem în limba germană camera de zi? Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer. Haideți să începem cu niște cuvinte legate de camera de zi. Să vedem primul cuvânt. V-aș ruga să repetați după mine cuvintele, așa încât să învățați mai repede cuvântul, să vă obișnuiți cu folosirea cuvântului, să învățați pronunția mai ușor. Das Bücherregal. Das Bücherregal. Ce este asta? Este raftul de cărți. Das Sofa. Das Sofa. Canapeaua. Das Gemälde. Das Gemälde este pictura. Der Fernseher. Der Fernseher. Televizorul. Fernsehen. Fernsehen înseamnă a privi la televizor. Der Teppich. Der Teppich este covorul. Der Boden. Der Boden este podeaua. Die Decke. Die Decke este tavanul. Das Fenster. Das Fenster este fereastra. Die Tür. Die Tür este ușa. Sprechen. Sprechen înseamnă a vorbi. Einladen. Einladen înseamnă a invita. Glücklich. Glücklich înseamnă fericit. Der Kronleuchter. Der Kronleuchter este candelabrul. Der Stuhl. Der Stuhl este scaunul. Die Fernbedienung. Die Fernbedienung este telecomanda. Die Vase. Die Vase este vaza. Das Kissen. Das Kissen este perna. Și acum haideți să repetăm cuvintele pentru a le învăța mai ușor. Das Bücherregal. Das Sofa. Das Gemälde. Der Fernseher. Fernsehen. Der Teppich. Der Boden. Die Decke. Das Fenster. Die Tür. Sprechen. Einladen. Glücklich. Der Kronleuchter. Der Stuhl. Die Fernbedienung. Die Vase. Și ultimul cuvânt, das Kissen. Să trecem mai departe și să vedem și niște propoziții cu aceste cuvinte. Ca de obicei, vă rog să repetați după mine propozițiile. Neben dem Sofa steht ein Bücherregal. Neben dem Sofa steht ein Bücherregal. Un raft cu cărți se află lângă canapea. Das Gemälde hängt an der Wand. Das Gemälde hängt an der Wand. Tabloul este atârnat pe perete. Sie schauen im Wohnzimmer fern und unterhalten sich mit den Freunden, die sie eingeladen haben, Toms Geburtstag zu feiern. Haideți să repetăm, că e o propoziție puțin mai lungă.
Sie schauen im Wohnzimmer fern und unterhalten sich mit den Freunden, die sie eingeladen haben, um Toms Geburtstag zu feiern. Deci, ei se uită la televizor în sufragerie și vorbesc cu prietenii lor pe care i-au invitat ca să sărbătorească ziua de naștere a lui Tom. Sie freuen sich sehr, sich wieder zu sehen. Sie freuen sich sehr, sich wieder zu sehen. Sunt foarte bucuroși să se revadă. Haideți să vedem următoarea propoziție. An der Decke hängt ein Kronleuchter und auf dem Boden liegt ein Teppich. An der Decke hängt ein Kronleuchter und auf dem Boden liegt ein Teppich. Ce înseamnă asta? Pe tavan este atârnat un candelabru și pe podea este un covor. Să mergem mai departe. Konnte die Fernbedienung, die unter ein Kissen gefallen war, nicht finden. Haideți să repetăm. Konnte die Fernbedienung, die unter ein Kissen gefallen war, nicht finden. El nu putea să găsească telecomanda care căzuse sub o pernă. Și acum ultima propoziție. Der Junge traf den Ball und zerbrach das Fenster und eine Vase. Haideți să repetăm ultima propoziție. Der Junge traf den Ball und zerbrach das Fenster und eine Vase. Ce înseamnă asta? Băiatul a lovit mingea și a spart geamul și o vază. Și haideți acum la final să repetăm aceste propoziții. Să o luăm de la început. Neben dem Sofa steht ein Bücherregal. Das Gemälde hängt an der Wand. Sie schauen im Wohnzimmer fern und unterhalten sich mit den Freunden, die sie eingeladen haben, um Toms Geburtstag zu feiern. Sie freuen sich sehr, sich wiederzusehen. An der Decke hängt ein Kronleuchter und auf dem Boden liegt ein Teppich. Konnte die Fernbedienung, die unter ein Kissen gefallen war, nicht finden. Der Junge traf den Ball und zerbrach das Fenster und eine Vase. Și acum haideți să învățăm câteva cuvinte despre dormitor. Cum spunem în limba germană dormitorul? Das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer. Ce înseamnă motamo Schlafzimmer? Camera de dormit, deci dormitorul. Schlaf înseamnă somn și Zimmer înseamnă cameră. Deci este un cuvânt compus din Schlaf și Zimmer. Das Schlafzimmer. Haideți să vedem întâi cuvintele. Das Bett. Das Bett este patul. Der Nachttisch. Der Nachttisch este noptiera. Die Lampe. Die Lampe înseamnă lampa. Das Kopfkissen. Das Kopfkissen este perna. Și aici avem un cuvânt compus din Kopf și Kissen. Ce înseamnă Kopf? Înseamnă cap. Și Kissen este perna. Deci perna de pus sub cap. Das Kopfkissen. Haideți să trecem mai departe. Das Bettlaken. Das Bettlaken este cerceaful. Schlafen. Schlafen. A dormi. TikTok öffnen. TikTok öffnen. A deschide TikTok. Die Decke. Die Decke. Plapuma. Die Hausschuhe.
Die Hausschuhe înseamnă papucii de casă. Der Teppich. Der Teppich este covorul. Și ultimul cuvânt este iarăși un cuvânt compus. Der Kleiderschrank. Der Kleiderschrank înseamnă dulapul de haine. Deci este format din Kleider, care înseamnă haine, și Schrank, care înseamnă dulap. Deci dulapul de haine. Haideți să repetăm cuvintele pentru a le reține mai bine. Das Bett. Das Bett. Der Nachttisch. Die Lampe. Das Kopfkissen. Das Bettlaken. Schlafen. TikTok öffnen. Die Decke. Die Hausschuhe. Der Teppich. Der Kleiderschrank. Să trecem mai departe și să vedem și propozițiile. Laura machte das Bett, steckte das Laken aus, legte das Kissen hin und brachte die Bettdecke. Haideți să repetăm. Laura machte das Bett, streckte das Laken aus, legte das Kissen hin und brachte die Bettdecke. Ce înseamnă asta? Laura a făcut patul, a întins cerceaful, a așezat perna și a adus plapuma. Er nahm sein Handy vom Nachttisch, schaltete die Lampe ein und öffnete TikTok. Să repetăm. Er nahm sein Handy vom Nachttisch, schaltete die Lampe ein und öffnete TikTok. El a luat telefonul mobil de pe noptieră, a aprins lampa și a deschis TikTok. Florian kann nicht schlafen, weil er sich Sorgen um seine Mutter macht. Florian kann nicht schlafen, weil er sich Sorgen um seine Mutter macht. Ce înseamnă asta? Florian nu poate dormi pentru că își face griji în legătură cu mama lui. Die Hausschuhe lagen auf dem Teppich. Die Hausschuhe lagen auf dem Teppich. Pe covor se aflau papucii de casă. Anna öffnete den Kleiderschrank und wählte ein Kleid aus. Anna öffnete den Kleiderschrank und wählte ein Kleid aus. Anna a deschis dulapul de haine și și-a ales o rochie. Haideți acum să o luăm de la început și să repetăm toate propozițiile. Laura machte das Bett, streckte das Laken aus, legte das Kissen hin und brachte die Bettdecke. Er nahm sein Handy vom Nachttisch, schaltete die Lampe ein und öffnete TikTok. Florian kann nicht schlafen, weil er sich Sorgen um seine Mutter macht. Die Hausschuhe lagen auf dem Teppich. Anna öffnete den Kleiderschrank und wählte ein Kleid aus.